Spune-mi, ai găsit eu care l-am avem ultimul să mă mult. Deci calculați-mi de 2 alfa. Cază cu lați. Sinus de 2 alfa. Știind că, bănesc asta, nu? Da. Știind că 3 sin alfa plus 2 cos alfa, cred da? Da. 3 sin alfa, 3 sin alfa plus 2 cos alfa, este egal cu plus 3, egal cu 0. Și avem o condiție acolo, parte mai dos. A sau alfa aparțin lui R sau nu știu. Sau A, nu știu ce este. Alfa, A. Da, dacă intră alfa. A, dacă intră A, nu are rost. E alfa, sigur. Alfa, deci aparține lui R, minus mulțimea capi pe 2. Capi supra 2 cu K parcurge Z. Calculați sin de 2 alfa. Știi că avem 3 sin alfa plus 2 cos alfa plus 3 egal cu 0. Cum să facem mai chestia asta? Deci avem 3 sin alfa plus 2 cos alfa plus 3 egal 0. Mm. Nu ai formulare mai clară decât așa? Mm. Că poți uita. Asta este varianta a... Varianta a doua. Doua, mă iubesc. Ultima chestie, dacă am văzut. Varianta 2. Să se calculeze sin de 2 alfa, știind că 3 sin alfa plus 3 cos alfa plus 3 egal cu 0. 3 sin alfa plus 3 cos alfa, nu, 2 cos alfa. Plus 2 cos alfa, plus 3 egal 0. Așa. Virgulă, A aparține lui R, fără A, mulțime... A aparține lui R, alfa. Alfa. Alfa aparține lui R. Mai puțin capi pe 2. Da. 3 sin alfa plus 2 cos alfa plus 3 egal 0. Tu ce idee ai aici? Trigonometria pauză. Trigonometria pauză. Asta pare fi o ecuație, nu pare fi, o ecuație lineară la urmă ordine. Și am putea să știm de aici, sau mă gândesc să notăm sin de alfa cu un t, cos de alfa cu un t și să formăm cu sin pătrat plus cos pătrat face 1. Da. Să formăm un sistem. Că sin de 2 alfa cu cine este egal? Sinus de 2 alfa, sinus de 2 alfa, mai știm formula sin de 2 alfa cu cine este egal? Hai să ne plecăm, să plecăm la sin de alfa plus beta. Cu cine este? Care formula? Sinus de alfa plus beta. Sin alfa cos beta. Sin alfa cos beta. Plus cos alfa. Sin beta. Deci sin cos, cos sita. Da. Și aici luăm alfa egal cu beta. Și atunci avem sinus de alfa și cu alfa, 2 alfa, egal cu? În loc de beta, 2 sin alfa cos beta. Face 2 sin alfa cos alfa. Da. Că dacă pui în loc de beta da. Alfa, sin alfa cos alfa, sin alfa cos alfa, deci 2 sin alfa cos alfa. Deci sin de 2 alfa face 2 sin alfa ori cos de alfa. Deci întrebi sin de alfa, cu cine este și cos de alfa. Te-aș locui și ar merge foarte bine. Deci, practic,
La relația asta care am acum, 3 sin alfa plus 2 plus alfa plus 3 egal cu 0, adaug o altă formulă, sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa egal cu 1, formula fundamentală. Știi de unde vine asta, nu? Că punctul de pe cer care coordonate un cos de alfa și un sin de alfa. Da. Prim x-ul este cosinusul și y este sinusul. Și atunci cine sin pătrat plus cos pătrat face 1. Și iată-ne în situația asta cum, cum procedăm. Notăm sin de alfa cu un sin de alfa cu un a, cos de alfa cu un b și ecuația s-a scrie, sistemul ar deveni așa. 3 a plus 2 b plus 3 egal cu 0. Deci 3a plus b plus 3 egal cu 0 și a pătrat plus b pătrat egal cu 1. Și a pătrat plus b pătrat face 1. Deci 3a plus b plus 3 egal cu 0 și a pătrat plus b pătrat face 1. Și acum scoatem. Sigur, scoatem pe a dintr-una, din cea de gradul 3, banal, nu? Așa trebuie da. Procedat. Dacă ai egal de gradul de 7 de gradul 2, deci vine ca a egal cu minus 3 minus 2b supra 3. Și oriunde vedem a, punem în a doua și vor avea minus 3. Minus 3 minus 2b supra 3. Minus 3 minus 2b supra 3 totul la a doua plus b pătrat egal cu 1. Echivalent cu ridicăm acolo la pătrat. Da, 9. Și venim 9 minus 2, plus, plus 12 pe... De două ori cu mare a doua, deci 12 b plus 4 b pătrat supra 3, 9, 9. Plus b pătrat egal cu 1. Echivalent. Am luat aceeași micior, am luat cu 9. 9 plus 12 b plus 4, 4 b pătrat plus 9 b pătrat. Deci 9 plus 12 b plus 4 b pătrat plus 9 b pătrat egal cu 9. Ce ce am înseamnă mai echivalent cu 13 b pătrat. 13 b pătrat plus 12 b egal cu 0. Și de aici, odată, b pe lângă 3, cine? 13 b plus 12 egal 0. Dacă și mai dacă odată b va fi 0, pe odată 13 b. B1 egal 0 și b2? 0. B2 va fi minus 12 pe 13. Minus 12 supra 13. Și cu B1, 0 și B2, minus 12 pe 13. Înlocuim. Și găsim pe A. Deci mergem cu B1 egal 0. Și atunci... Și că A egal cu minus 3 pe 3 egal cu minus 1. Minus 3 pe 3 și egal cu minus 1. Și cu B2. B2 egal cu... Minus 12 pe 13. Minus 12 supra 13. A va fi egal cu minus 3, minus 2, minus 24 pe 3. Deci minus 3, minus care 2b și cu plus vine plus acolo, plus, da? Da. 24 pe 13, totul supra 3. Totul supra 3. 3. Și egal cu minus, minus 39. Minus 39 plus 24, totul supra 13 pe 3. Și egal cu? Și egal cu minus 15. Minus 15 supra 13, totul pe 3. Și face mai departe egal cu? Minus 15 supra 13 ori 1 pe 3. Adică minus 5 pe 13. Da? Deci avem perechea A egal cu
cât am găsit mai A mai va fi întâi. Minus 1. A B egal cu minus 1. B egal cu 0. 0. Și altă variantă. A egal cu minus 5 pe 13. Și B egal cu minus... B egal cu? Minus 12 pe 13. Minus 12 pe 13. Da. Și avem o restricție că A, unghiul alfa este un număr real mai puțin ca pi pe 2. Da. Adică nu poate să, dacă la multipli de pi pe 2. Adică dacă K ar fi 1, ar fi pi pe 2. Dacă K e egal cu 2, face pi. Deci pi pe 2, pi, 3 pi pe 2, 2 pi. Cu alte cuvinte, nu are voie, nu avem voie să fim aici, 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 da? Sau aici. Deci fără valorile acestea. Multipli de pi pe 2. Adică 1 pi pe 2, 2 pi pe 2, 3 pi pe 2, 4 pi pe 2. Și varianta cu B egal cu 0, tocmai când, cine era B-ul? Cine, cu cine am votat noi pe B? Pe cosinus. Pe cosinus. Cosinusul să fie 0, aici ar trebui. Cosinusul să fie 0, aici. Da. La pi pe 2. Că ce coordonată are punctul de aici? 1, x1, 0 și 1. 0 și 1, da? Adică cosinusul este 0 și sinusul este 1. Și noi suntem, cosinusul e 0 și sinusul este cât au? Minus 1. Deci aici suntem, partea aflată. Dar nu avem voie să fim aici. Pentru că nu-i voie în punctele acestea. Înseamnă că așa soluții nu trebuie să o luăm. Da? Pentru că asta e diferit de multipli de pi pe 2. Și rămâi doar asta. Și atunci, sin de 2 alfa, spunem sinus de 2 alfa, este egal cu 2 sin de alfa ori cos de alfa și egal cu 2 ori sinus de... sinusul cine a fost notat? Cu A. Cu A. 2AB a venit, da? 2 ori A ori B. Face 2 ori, au cât o știm, minus 5 pe 13, ori B, care este minus 12 pe 13. Și egal cu minus ori minus la mulțire face plus, și face 2 ori 60, supra 169. Face 120 pe 169. Asta este sin de 2 alfa. Valoarea sin de 2 alfa e 2 sin alfa cos alfa. Da. Hai să vedem de ce aici tu nici n-ai schițat vreun gest. E trigonometrie și cu asta gata te retras. Dar asta trigonometrie s-a făcut în clasa a 9-a. Am înțeles aici. Păi, du-te pe prof online și iarăși găsești acolo în primele lecții trigonometria făcută, formule demonstrate, tot. Deci le găsești dacă vrei. Când mături pagina acolo cu 370 și ceva de lecții sunt acum, ei, primele lecții acolo sunt formule la trigonometrie demonstrate. Mi-am amintesc când aveam tabla pe spatele grafului. Da. Așa știu că am făcut într-o lecție sau două, toată trigonometria am demonstrat acolo. Și atunci formulele trebuie să exersate formule. Deocamdată, neștiind formulele, dar eu acolo am insistat pe demonstrația lor. Știi? Da. Și atunci le găsești acolo. Da. Și cu asta am făcut-o. Deci, era relația odată aici. Nu ne trebuia 2 sin alfa cos alfa, sin de 2 alfa asta este. Și trebuie să adăugăm sin pătrat cos pătrat face 1 și un sistem de 2 cu 2. De aici încolo totul merge, e calcul algebric.
Nu? Deci nu mai aveai. Doar că trebuia văzut selecția asta. Autorul a evitat varianta B0-1, pentru că 2 sincos, dacă una e 0, ar fi fost 0 aici. El a pus să le găsim pe cele în care au și B-ul sunt diferite de 0. De ce a spus diferite? Pe diferite capi pe 2. Alfa aparțin lui R mai puțin multiple de pi pe 2. Da. Mai am și exerciții. Ia să vedem. Cu numărul funcțiilor. Ia să vedem ce. Numărul funcțiilor f definită pe mulțimea 1, 2, 3, 4. Deci funcțiile f definite pe f definite pe mulțimea 1, 2, 3, 4 cu valori 1, 2, 3, 4 cu valori 1, 2, 3, 4 da? Cu proprietatea că f de 1 egal cu 4. Știind că f de 1 așa am zis F de 1, față 4. Deci, asta e mulțimea, să o luăm și noi așa. Să luăm 1, 2, 3, 4, cu valori în 1, 2, 3, 4. F de 1, totdeauna F de 1 este 4. Imaginea lui 1 este 4. Hai să facem o primă diagramă, o primă corespondență. 2 lui 2, ce se corespunde? Dar nu spune subjectiv, injectiv, objectiv, nu spune... Deci determinați numărul funcțiilor. Numărul de funcții, da. Numărul de funcții. Așa. Pentru că noi ni s-a predat niște formule, gen, erau trei proprietăți. Așa. Trei prin care afli. Odată numărul funcțiilor, odată numărul funcțiilor injective și odată numărul funcțiilor subjective. Subjective, parcă. Așa, și când apare... Și baza asta... De acolo se încercă. Dar dacă nu știm formulele, hai să încercăm concret, practic, acum. Uite, deci totdeauna lui 1 îi corespunde 4. Lui 2 poate să-i corespundă tot 4. Lui 3, 4. Lui 4, 4. Deci poate să aibă ca imagine pe 4. Este o funcție. Important este să le punem în corespondență, adică să nu existe un element la pornire care să ne realizeze un corespondent, da? Deci toate să fie cu 4. Asta a fost o primă funcție. O altă funcție. Deci 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lui 1 îi corespunde 4. Și lui 2. Lui 2 pot spune 3, lui 3 tot 3, lui 4 tot 4. Deci, lui 4, 3. Deci toate să aibă ca imagine pe 3. Adică astea 3. Da. Că problema este a celor 3, că lui 1 corespunde 4, îi rezolvat. Da. Deci 3 astea au voie să fie toate aici, la 3, la 2, la 1. Câte fac din acestea? Deci 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lui 1 îi corespunde 4. Și acum, toate 3 la 2. Da? Toate 3 la 2. Și aceasta este o funcție corect definită. Apoi ar fi următoarea în care toate, deci am una, două, trei și acum a patra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lui 1, 4, totdeauna. Și celea trei, toate aici.
E după care am zis pe toate trei la câte un punct. Da. Da? Toate trei la câte un punct. Altă variantă care va mai fi? După separat. Deci, ca să putem ordona, să vedem... Deci unul va fi la 4, două va avea același punct. Două la același punct și cel de-al treilea să-l mătru pe celelalte două. Da. Da? Dar atenție, când două la un același punct, aici două le poți asocia cum vrei tu. Da. Adică 2 cu 3 la aceeași punct și 4 se duc pe cele două. Pe urmă 3 cu 4 și 2 cu 4 la 3. Și da. Cealaltă se ducă... Deci... Hai să vedem una din ea de aici. Ca să ne clarificăm. Unu, doi, trei, patru. Și unu cu patru tot timpul. Acum am spus două din ele. Deci două din ele la trei. Iar patru are dat aici voi. Și urmă dincolo. Deci una și încă una, altă variantă așa. Aici am două deodată. Da. Pe urmă urc la 2 pe ăsta 2. Dar aici atenție, am zis 3 cu 2 la 3. Și 4 se duce la 2 și la 1. Dacă tot cu 3 vreau să văd, am 4 cu 2 care să fie la 3 și 3 se duce la 2 și la 1. Iar pe urmă, 3 cu 2, am zis 4 cu 2, 4 cu 3 la 3 și 2 se duce la celelalte 2. Și pe urmă translez câte un pic, să duc astea 2 la 2. Deci la un singur punct se ducă 2 și al treilea să se miște la celelalte. Pe urmă aș avea... toate trei le-am văzut și, pe urmă, câte una să acoperi, nu două, da. Una. Și aici sunt, iarăși, permutări de trei, care sunt șase. Șase. Da? Șase. În concluzie, ar fi odată aceste patru, că am văzut aici, nu? Da. Patru. Câte două la fiecare aranjare, când sunt două aici, am câte două, dar atenție la 3, mai poate fi și grupajul 4-2 sau 3-2. Deci am 3 deodată, că le pot permuta. Permutări de 3 fac 3, ori 2, că sunt două, celălalt care rămâne liber să ducă sus-jos. Deci 3 ori 2, 6. 6 odată și cu la 2 iarăși plus 6, când se duc cele două la 2, plus 6 când se duc la 1, deci câte două la câte unul de acesta. Numai că, atenție, aici am o slăbiciune. Spuneam așa. 2 și 3 la 3, da? Da. Dar 2 și 3 poate să fie și la 4. Încât să fie 3 din ele și celălalt o să-l ocupe pe rând. Deci, sunt. Când îi dau libertate lui 4 să se ducă la 2 și la 1, nu numai la 2 și la 1, și la 4 se duce. Înseamnă că am 3 acolo, ori 3. 3 ori 3, 9. Deci 9 sunt. 9. 9 și plus 9, pentru că pe 4 îl pot aduce câte 2, începând de la
4, 3, 2, 1. Și celălalt e iarăși... Deci se comută între ele. Deci 9, 9, 9, 9. 9, 4, plus, plus, în clipa în care mă duc câte 1 și le permut, vine permutări de 4. Că am voie să le individual, da? Și face cât 4... 36 plus 4 factorial. Și 36 plus 4 factorial și plus... Și plus câte am zis? 4 aici, da? Plus 4. 36 plus 24 plus 4. 64. 36 plus 24, pare, nu? Da. Plus 4. 4 plus 10, 64. 64. 64 de funcții. Ar fi toate posibilitățile de aici. Sigur că în felul în care am definit aici, nu am ținut cont de subiectivitate, de injectivitate, da? Ori pentru asta trebuie să analizăm ce înseamnă subiectivitate. Subiectivitate, toate să fie, tot codomeniul să fie ocupat. Să nu există un element trist. Injectivitatea să nu poate să fie două, care să aibă aceeași imagine. Aici e bunoară, asta nu e injectivă. Da? Nici subiectivă nu este. Pentru că lasă, nu numai unul lasă trist, ci are mai multe. Și injectivă nu este pentru că sunt două distincte cu aceeași imagine. Chiar mai multe, poate patru. Injectivitatea n-ar fi aici, din cauza că nu, sunt două distincte cu aceeași imagine. Deci să nu fie două cu aceeași imagine. Nu, din cauza asta, deci în situația de stație mare de injectivitate. Să analizează toate chestiile astea și să vede. Și să găsește și formula aceea care, de care vorbeai tu. Dar eu am încercat să vedem concret așa cam cum stau lucrurile ca să pot să... Ea a avut restricția că el de 1 face 4 tot timpul. Da. Da? Deci lui 1 îi punem 4 corespondențe. Altceva? Tot la fel determinați numărul funcțiilor. F definit pe 0, 1, 2 cu valoare în 0, 1, 2. F definită pe mulțimea 0, 1, 2 cu valoare mulțimea 0, 1, 2 cu probe, care verifică F de 2 egal cu 2. F de 2 egal cu 2. Deci tot timpul lui 2 se punem 2. Da. Aici este mai ușor, deci mai puțin elemente, da? Da. 0, 1, 2, 0, 1, 2, cu F de 2 face 2. Totdeauna asta, cu asta am plecat. Păi, una ar fi la 2 spiritoate, nu? Da. Apoi o alta, 0, 1, 2, 0, 1, 2, F de 2 face 2. 2. Și... Acum, la cine să fie? Numai două la 2 și celălalt la unul din cele două. Ori la 1, ori la 0. Și fiecare două posibilități, deci ar fi una să fie aici și alta ar fi când este la 0 și am două variante. Da? Da. Apoi să fie 0 la 2 și 1 să se ducă iar la două variante. Deci 0, 1, 2, 0, 1, 2, 2 la 2 și am spus că de data 0 la 2 așa să fie, iar 1 ar avea o variantă. Și încă o variantă. Încă două. Apoi 0, 1, 2, 0, 1, 2, 2 la 2. Și în clipa asta, două, nu mai am, pe doi să-l ocup, nu mai pot să-l ocup cu două din ele, da? Deci au fost trei. Pe două l-am ocupat de două ori și fiecare a generat câte două, având libertate. Și acum, să zicem, lui 1
să-l acopăr pe 1 cu amândouă, cu 0 și 1. Pe urmă să-l acopăr pe cine? Pe 0 cu amândouă. Da? Da. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Ar fi amândouă la 0. Deci amândouă la 0. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Și aș avea. La... Și 0 și 1 să fie la... 2, 2 neapărat, da? Da. Acum 2 nu mai pot acoperi, că am epuizat câte 2. Okay. Și aș avea câte 1, da? Da. Și așa. Și odată 0, și 0 și invers, 1. Da? Da. Încă 2 când o duc pe asta aici, pardon, pe 1... 1 la 1 și 0. 1 la 1 și 0 la 0. Deci aș avea 2 aici, 1 aici, 1. Da. 1. Deci le putem număra alt cuvinte și vedem exact câte am găsit. 9, da? Da. Deci toate 3 și nu mai pot să zic toate 3 la 1. Că nu-mi dă voia să desemn la 2 tot timpul. Și 2 aici sau aici, da? 2 orică aici. Asta am mai văzut-o. Astea 2 sunt la 1 și astea 2 la 0. 2 la 1, da, este. O am aici. Și celelalte 2 la 0, am aici. Da, sunt fixe. Da, trebuie făcute, numărate, până când le epuizezi pe toate. Altceva? Asta e rota, da. De cu funcțiile acestea. Să le facem diagramele concret și să le numărăm. Haideți să-ți, atât cum compunem o ecuație irațională. Ce înseamnă ecuații iraționale? Acele care au radical, sigur că. Deci să se rezolve ecuația, să spunem aici, radical din 3x plus 1, care, pe care dacă le iau și soluție x egal cu 1. Radical din 3x plus 1, înseamnă 3 ori 3 și 1, 4, dacă ne poate face 2. Deci eu știu că 2 va fi aici. Plus radical din 3x minus 2, da, 3 minus 2. 3 minus 2, 1. Radical din 1 e 1. Așa. Plus radical din 5x minus 1. Radical din 5, da? 5 ori 5 din 4. Ca să fie radical 2. Egal cu 5. Adică, vezi? Da, 2 și 5, da? Să se rezolve ecuația asta irațională. Să-ți spune că n-ai participat aici și totuși o ai de rezolvat acum. Știu că x egal cu 1 este soluția, dar acum ajung la ea. De ce asta e problema? În primul rând, ca să mă trag de timp, condiții de existență. Sigur că da. Condiții de existență. Sunt radical de un par, deci da. Condiții sunt 3 x plus 1. Mai mare sau egal decât 0. Da. 3 x minus 2. Mai mare egal decât 0 și 5 x minus 1 mai mare egal decât 0. 5 x minus 1 mai mare egal decât 0. Din prima listă că x este mai mare decât minus 1 pe 3.
Deci x mai mare egal decât minus 1 pe 3, adică x aparține intervalului minus 1 pe 3 la plus infinit, minus 1 pe 3 la plus infinit, din care ce? X este mai mare sau egal decât 2 pe 3. Pe 2 pe 3, deci x aparține de la 2 pe 3 la plus infinit, și x mai mare egal decât 1 pe 5, x aparține de la 1 pe 5 la plus infinit. De la 1 pe 5. Deci partea comună de la 1 pe 5 spui tu că ar fi? Sau 2 pe 3. Oare între 1 pe 5 2 pe 3 care e mai mare? Hai să vedem ca ordinea numărul clasă. Aici e 0. Minus 1 pe 3 la plus infinit odată. 2, 3. Deci trebuie un 4 în 3 și iau 2. Aici este 2 pe 3. Și 1 pe 5. 2 pe 3 mai mare. 2 pe 3 mai mare. O cincime cam pe aici este, da? Dacă aici este 0, asta ar fi. Deci 2 pe 3. De aici sunt 3 linii. Deci x aparține. De la 2 pe 3 la plus infinit. Corect. X aparține intervalul 2 pe 3 la plus infinit. 2 pe 3 închis, da? Da. Și după ce am tras de timp, să ne întoarcem acum, da? Nu, nu, n-am irosit timpul aiurea, ci... Îl ducem pe radical din 5 x minus 1 în partea cealaltă. Da. Și eu zic una pe altă. Deci, aș zice așa, radical din... 3x plus 1. 3x plus 1. Plus radical din... 3x minus 1. 3x minus 2 egal cu 5 minus radical din 5x minus 1. Radical din 5x minus 1. Adică am la pătrat. Am primit la pătrat. Și vine 3x plus 1 plus 3x minus 2 plus de 2 ori radical din 3x plus 1 pe lângă 3x minus 2 egal cu 25 25 minus 10 radical din 5x minus 10 radical din 5x minus 5x minus 1 și plus 5x minus 1 și vine 36x minus 1 6x minus 1 plus 2 radical din 3x plus 1 pe lângă 3x. Nu îl desfacem? Hai să desfacem. Deja vine 9x pătrat plus 6x minus 6x plus 3x minus 2 minus 2 egal cu 24 24 minus 10 radical din 5x 10 radical din 5x minus 1 plus 5x, nu? Da. Să ducem pe cei, pe toți, într-un singur membru și să lăsăm radicale, nu? Să ducem cum? Partea... Da, nu știu. Încep să simt că e complicat. 6. Dacă ducem pe 5x dincolo și pe 24 dincolo, ar veni x. Așa. Minus 25. Deci x minus 25. X minus 25. Plus 2 radical din... 9x pătrat plus 3... Minus 3x. Minus 3x. Minus 2. Minus 2, da. Egal cu... Minus radical din... Minus 10 radical din 5x minus 1. 5x minus 1.
Ar trebui să căutăm de sub radical, sub radical un pătrat perfect. Nu este. Că au fost înmulțiți acolo, nu are. N-are cum să fie 9x pătrat minus 3x minus 2 un pătrat perfect. Pe minus 2 să-l scriem ca pe... Păstrând de linia asta, ideea este să scăpăm de radical, nu? Da. Să scăpăm de radical, se izolează radicalii, nu așa știam. Da. Dar acum dacă l-aș izola pe ăsta și după celălalt și cred că la pătrat... Dar va fi și mai mult. Destul de urât, că și x și 25 și cred că între 9 la pătrat, e complicat. Se mulțesc radicalii. Atunci ar mai fi o idee să lăsăm pe 25 sau pe x în stânga și duci unul din ei în partea cealaltă. Deci, aș zice așa, 2 radical din 2 radical din 9x pătrat minus 3x minus 2 minus 25 egal cu x minus x egal cu minus x minus 10 radical din 5x minus 1. Și acum dacă ridicăm încă o dată la pătrat, aici rămâne un radical, că de două ori cum apate ori la ori, da. Și rămâne din cu acel radical. Deci tot 2 se păstrează. Da. Și lucrurile sunt complicate. Gata. Simțim, se păstrează, dar nu numai x pătrat, acum are și x pătrat și termenii mulți și e complicat de tot. Nu-i drumul ăsta. Vezi? Nu-i drumul care știam noi acela de a doi radicali izolăm și complicat. Deci depinde și ce de dedesubt pe acolo, că altfel de, nu merge ușor. Ești. De a avut soluții știi care, nu? Da. X egal cu 1 este soluție. Ia să vedem ce idee să ne bună cu mintea. Ce idee să ne vedem în minte? Deci trebuie ceva care să iese din tipar, din model. Faptul că aș pune minus 5 egal cu 0. Poți să spun așa, da? Da. Și acum... ce să facem mai acolo ca să iasă? Păi ca să... da, așa nu ne-am plecat. V-am zis, ca să fie 0 acolo, suma aia trebuie să fie 5. Da. Dar tot acum ajungem exact din am plecat. Păi hai să vedem. Poate chiar ideea să ne folosești. Hai să rupi pe 5 ăsta în 2, minus 2, minus 1, minus 2. Și să dăm primul radical în minus 2. Deci ar să vină așa. Hai să încercăm asta. E radical din 3x plus 1 minus 2 plus radical din 3x minus 2 minus 1 da. Și plus radical din 5x minus 1 minus 2 egal cu 0. Și am făcut echipaje, 3 echipaje. Și
Ce să fac Cristo acum la astea? Să aplic conjugata de sus în jos. Noi știam conjugata când aveam la numitor. Da. Dar acum să mulțim și sus și jos cu radical plus 2 pentru echipajul ăsta. Păi cu radical plus 1. Deci cât am, cum s-ar așeza? Ar fi așa radical din 3x plus 1 minus 2 pe lângă radical din 3x plus 1 plus 2 și pus la numitor, nu? Da. Radical din 3x plus 1 plus 2 plus radical din 3x minus 2 minus 1. Radical din 3x minus 2 minus 1 pe lângă radical din 3x minus 2 plus 1 supra radical din 3x minus 2 plus 1. 3x minus 2 plus 1 plus radical din 5x minus 1 minus 2 pe lângă radical din 5x minus 1 plus 2. Totul supra radical din 5x plus 2. 5x minus 1 plus 2. Totul supra radical din 5x minus 1. Minus 1 plus 2. Egal cu 0. Și acum a minus b pe lângă a plus b minus b pătrat. Adică face 3x minus 1 minus 4 totul supra radical din 3x plus 1 plus 2 plus 3x minus 2 minus 1, așa? Da. Supra radical din 3x minus 2 plus 1 plus 5x minus 3 nu 5x minus 1 minus 4 supra radical din 5x minus 1 plus 2, da? Totul egal cu 0. Egal cu 0. Echivalent cu? Ar veni sus 3x minus 5. Apoi 3x deci 3x plus 1. Era plus 1 aici. A fost 3x, da? Da. Deci 3x plus 1 minus 4, 3x 3 minus 3. Minus 3. Deci 3x minus 3 totul supra radical din 3x, radical din 3x plus 1 plus 2 plus 2 plus 3x minus 3 3x minus 3 totul supra radical din 3x minus 2 plus 1 3x minus 2 plus 1 plus radical din plus 5x minus 5 5x minus 5 supra radical din 5x minus 1 plus 5x minus 1 plus 2 egal cu 0, da? Da. Și s-a aranjat 3 pe lângă x minus 1 3 pe lângă x minus 1 supra radical din 3x plus 1 plus 2 3x plus 1 plus 2 plus 3 pe lângă x minus 1 3 pe lângă x minus 1 totul supra radical din 3x minus 2 plus radical 2. Din 3x minus 2 plus 1 plus 5 pe lângă x minus 1 5 pe lângă x minus 1 supra radical din 5x minus 1 plus 5x minus 1 plus 2 egal cu 0. Echivalent cu avem la numitor, la ce observăm peste tot? Avem x minus 1. Spate pe x minus 1 factor și din x minus 1 pe lângă 3 supra radical din 3x plus 3 1. Supra radical din 3x plus 1 plus 3x plus 1 plus 2 plus plus 3 supra radical din 3x minus 2 plus 1 radical din 3x minus 2 plus
1 plus 5 supra radical din 5x minus 1 plus 2. 5x minus 1 plus 2. Deci din paranteză egal cu 0. Când un produs egal 0? Dacă pe rând termenii sunt... Fiecare cu șansă să fie 0. Deci ar fi mai rezultă că x minus 1 egal cu 0 și cealaltă adunare să fie 0. Ce părere? Are adevărată șansă să fie 0? Nu. Că aici e un număr, radicalul ca valoare e un număr pozitiv. Da. Și cu 2, împărțirea asta, pozitiv, strict pozitiv, plus, plus nu face 0 asta. Deci asta toate diferențe astea. Înseamnă că singura chestie dăm un x minus 1 egal 0, adică x egal cu 1. Terminat. Ecuația. Da? Superbă ecuație. Vezi? Foarte ușor am făcut-o. Și ce e greu dacă ne-am dus după teorie, să încercăm să rezolvăm, n-am mai mers deloc. Sigur, poți băga 4 radicale. Și o faci cu adevărat dificilă. Și atunci numai în varianta asta merge. Da. Da? Numai în varianta asta. Da, am vrut să-ți arăt cum, cum se fac exercițiile, cum se pot compune, cum autorii își pot formula fel de fel de idei, pleacă pe chestii și ce așează niște ieșințe care îți dau foarte mult de forcă. S-a făcut 50 de minute. Da? Da. Ștergem. Îl ștergem.